clătite cu făină de orez și făină albă. Să încercați să faceți, să vedeți, ia uitați cum se face. Sunt moi, moi, moi și bune. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi o să facem clătite. O să facem clătite fără lapte, doar cu ou și cu făină albă, o rețetă. Și apoi o să facem o altă rețetă, dar cu făină de orez, tot cu apă. Și avem nevoie pentru fiecare rețetă de un ou, 150 de făină albă, un pic de ulei, o lingură, două, și pentru aluat și pentru uns, un praf de sare și apă cât cuprinde. Nu vreți să puneți apă, puneți lapte. Și pentru cea cu orez, tot la fel. Un ou, 150 de făină de orez, apă cât este necesar, două linguri de ulei și un praf de sare. Mi-am pregătit un vas și am să încep mai întâi cu compoziția de clătite, cea cu făină albă. Și cât se odihnește, o facem pe cea cu făină de orez. Și după aceea le prăjim aici în tigăiță. Și o să punem oul. Așa. O să punem un praf de sare. Amestecăm puțin și am să adaug și puțină apă. Și punem și toată făina. Cu drag, Monica! Și amestecăm așa bine și adăugăm făină cât este necesar să avem așa un aluat, o compoziție nici prea subțire, dar nici prea groasă, așa. Și apă punem încet și dacă punem prea multă apă, mai adăugăm puțină făină. Așa. Puteți pune și lapte, și lapte vegetal, puteți pune. Eu le fac doar cu ulei, ou și sare și făină. Nu adaug zahăr pentru că le fac și dulci și sărate. Așa, și amestecăm așa bine. Am să adaug și două linguri de ulei. Așa, una. Aici ar veni o lingură mare. Cam patru lingurițe mici. Și amestecăm. Eu îl fac mai întâi așa mai grosuț ca să nu am cocoloașe, ca să le strivesc pe toate dacă se formează. Și după aceea mai adaug lapte sau apă. Mai adăugăm puțină apă. Așa.
Încă puțin, tot este gros. Încă puțin apă. Așa. Și acum, cât se odihnește această compoziție cu făină de clătite, o să facem și compoziția cu făină de orez. Că eu astăzi am să le umplu și cu Nutella, cu banane și cu felii de brânză topită și cu crembuști. O să fac și dulci și sărate. Așa. Și am să dau deoparte așa aici. Am clătit și telul și dăm deoparte și o să ne aducem ingredientele pentru clătitele cu făină de orez. Așa să facem. Și avem nevoie, tot la fel, de un ou, un praf de sare, 2-3 linguri de ulei și 150 de grame de făină de orez și apă cât este necesar. Și o să punem ouul. Sarea. Punem așa un praf de sare. Și amestecăm puțin. Și adăugăm și puțină apă. Acum adăugăm făina de orez pe toată. Așa, și mai adăugăm apă. Tot timpul aluatul de clătite trebuie lăsat să se odihnească măcar un sfert de oră și după aceea faceți clătitele. Așa. Și mai pun puțină apă. Și adaug și 2 linguri de ulei, circa 4 lingurițe. Așa, 4. Și amestecăm. Bună ziua, Vasi! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa. Și amestecăm așa bine. Vedeți? Făina de orez nu este așa de fină ca făina albă. Așa. Să scoatem și din interior de aici ce a rămas. Și amestecăm așa bine. Și mai adăugăm încă puțină apă. Eu aici am avut jumătate de kilogram de apă. Și vedeți, mi-a mai rămas așa de 3 degete.
Și dacă mai e nevoie, în timp ce punem clătitele pe foc, e posibil aluatul să se mai îngroașe pentru că făina absoarbe apa, mai adăugăm câte puțin. Așa, eu am să-mi deschid și flacăra aici. Și când se încălzește tigaia, o unge cu puțin ulei, cu un pensionaj și facem clătitele. Așa. O să lăsăm deocamdată așa. Am să dau apa deoparte. Aici am aluatul cu făină de orez și aici am aluatul cu făină albă. Apoi, pentru cele sărate voi avea nevoie de crembuști și brânzică topită, feliată. Așa. Și pentru cele dulci am să pun feliuțe de banană și cu Nutella pentru cele dulci. Așa. Și o să începem cu clătitele cu făina albă și după aceea ne ocupăm de cele cu făină de orez. Și dăm deoparte. Aici îmi pregătesc o farfurie unde să pun clătitele deasupra. Așa. Și acum, cu un polonic, o să punem în tigăiță. Ne verificăm aluatul dacă nu este prea gros și se vede că este destul de gros și mai adăugăm puțină apă. Puțină, puțină. Și amestecăm. Așa. Tot mai trebuie puțină, îmi pun puțină. Așa, cred că este gata. Vedeți cum arată? Ia uitați. Aluatul de clătite. Este ca o smântânică lichidă, așa. Consistența. Și acum. Aici am ulei și am să ung tava noastră, tigăița noastră. Vedeți? O ungem așa bine cu ulei. Și pe părțile laterale. Și cu polonicul o să punem așa, cam câte un polonic. Așa. Să sperăm că s-a încălzit destul. Așa. Și o punem pe foc. Totuși am să mai pun puțină, puțină apă. Puțină, puțină, așa, o picătură. Ia să vedem. Și întoarcem, întoarcem încet. Ia uitați cum arată. Așa, imediat o întoarcem. Eu pregătesc și borcanelul cu lingurița, că eu în timp ce le fac, le și umplu. Și îmi pun așa un pic de Nutella, vedeți? Pe o lingură. Și acum întoarcem. Mai las puțin că încă nu este gata. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit!
Astăzi facem clătite cu făină albă și făină de orez. Și le facem și dulci cu Nutella și banane și sărate cu brânză topită și cu crembo. Și puteți pune și sălămio și piept de pasăre. Compoziția nu este dulce. Așa, și întoarcem. Vedeți? M-a venit întoarsă, încă mai trebuie puțin. Așa. Și acum trebuie să avem răbdare să le facem. Eu în timp ce le fac, le și umplu. Le pun pe farfurie și le și umplu. Ia să dau așa ca să se vadă. Am să o mai întorc o dată. Pe prima, aici, îmi iau lingura cu Nutella și o așez aici să se topească puțin. Și acum ungem din nou cu ulei, cu un penson. Așa, pun câteva picături aici și ungem așa. Și acum punem un polonic. Tot timpul amestecăm înainte de a pune. Mie mi se pare că se îngroașă, mai dau puțină apă. Așa. Nu le vreau prea groase, le vreau subțiri. Așa, și amestecăm așa bine. Și punem așa aici, vedeți? Și eu rătucesc așa până este gata. Și pun pe foc. Aici mi-a căzut. Și acum s-a topit Nutella. O întindem așa peste tot. Doriți mai multă, puneți mai multă. Așa, ia să mai punem puțină. Și acum voi tăia banana și o punem așa, feliuțe aici. Și închidem. Așa arată, cu banane. Și o punem pe o farfurie. Și acum o să facem clătitele cu făină de orez. Am să pun ulei în gem. Ungem și acum punem compoziția noastră. Așa. Acum nu amestecăm, făina de orez se lasă pe fundul vasului. Așa, ia să amestecăm așa bine. Mai delicate decât cele cu făină. Vedeți cum arată? Așa.
Iată. Și acum o să punem așa aici. Și punem brânzica noastră topită, feliuțe. Și câte un creioști. Acum ungem din nou cu ulei tigăița noastră. Ungem așa bine. Și amestecăm. Vedeți cum s-a lăsat la fund? Așa, încet, încet. Amestecăm. Încet, încet, așa. Ia uitați, aceasta a ieșit bine, bine, bine. Așa. Și o punem aici alături. Ia uitați, clătite cu orez și cu brânzică topită și crenguș. Puteți pune și piept de pasăre și cârnăciori în interior și spanac și urdă puteți pune. Și aici astea sunt cu Nutella, cu făină albă și cu banane, aceste două. Și acestea cu făină de orez. Ia uitați ce bine arată, vedeți? Este ca un șervet. Așa se fac. S-a și răcit puțin. Acestea sunt clătitele. Cele umplute cu banane și cele cu... Ia să și tăiem. Să vedem cum arată în interior. Cele cu făină de orez, vedeți? Și cu crenguști. Și cele cu banane. Așa arată. Un deliciu. Un deliciu, un deliciu. Ia să le punem așa peste. Vedeți? Sunt făcute cu apă. Cu lapte. Puteți pune și lapte. Ia uitați. Așa. Aceasta este rețeta de astăzi. Simplă, bună, gustoasă, delicioasă. Sunt numărul 1 în casă la noi clătitele. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. O zi frumoasă. La revedere. Și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți și îmi sunteți alături. Pupici și multă sănătate, o zi frumoasă, la revedere, pupici și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Pupici, o zi frumoasă.